Doamna și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară, în studioul emisiunii, Victor Ponta a fost prim-ministru. Bună seara, Victor! Bun revenit în emisiunea Sub semnul întrebării. Bună seara! Fost... Hai că ne amuzam așa înainte de emisiune. Putem să spunem în direct? Da, să spunem asta. Doamne, dacă nu te amuzi, da, o iei razna sau pui mâna pe vreun calajnicov și te-a pus să iei... Și atunci ne amuzăm. Noi doi chiar am văzut atât de multe. N-am văzut niciodată ce se întâmplă azi. Incredibil. Tu ai mulți ani jurnalist și politică, eu am mulți ani de politică. Cum să zică ăla, președintele nostru, domnul Nicolae Ceaușescu? Deci bun. Ministrul Muncii, mă. Cum să spun? Ministrul Agriculturii, cum să spune el așa ceva? A zis că, a zis că suntem noi proști și n-am înțeles. Și probabil că asta e explicația. Ce-i mintea oamenilor ăsta? Nu, stai puțin. Că în mintea oamenilor am renunțat de mult să mai înțeleg ce e. Dar, vezi, bănuiesc că mai chemați vorbind de politică. Dacă vreau, vorbesc de sport, de altceva. Cele două, cele mai mari partide în ultimii 33 de ani ne spun așa. Băi, politicienii sunt răi, voi ați înțeles? Mm-hmm. Motiv pentru care la cap de listă la europarlamentare punem o doamnă funcționar. Candidat la primărie punem un domn doctor. De ce nu-i puneți pe toți atunci? Deci spuneți așa, noi politicienii suntem foarte răi. Nu puneți dintre noi, dintre politicieni, că nu suntem buni. Noi venim după aia șmecheri, adică îi băgăm pe ăștia în față și venim noi după ei. De ce nu punem și președintele țării? Tot cine care nu face politică și primul ministru de unde și deputați să... Poate ajungem și acolo. Sigur, dacă e vorba de domnul Iohannis, vezi că obosit de ta politică, pleacă la... Sărăcuț. Pleacă undeva. Nu știe nici el unde pleacă, dar pleacă. E cu bagajele pregătite. El stă la ușă, destinația nu-i se arată în momentul Hai, nu, că zi tu subiectele și eu mă pliez. Păi, uite, hai să începem cu chestiunea asta legată de la capitală, care de neînțeles. Nu știu, am trimis, Dorin, dacă vezi cumva mesajul pe care ți l-am trimis pe Facebook, te rog să pui postarea domnului Ciolacu, pe care am găsit-o la un moment dat. Era o postare din urmă cu 4 ani de zile. În care se lua de tine la momentul respectiv că ai trădat cauza și că făceai la momentul respectiv, nu știu cu cine, o alianță, probabil cu Pro-România la momentul ăla, în așa fel încât... Cu Robert Negoiță am făcut alianță, Robert Negoiță, care e la PSD. Da, da, dar domnul Ciolacu zice așa, nu știu dacă e pregătită, o arătați, dacă nu o citesc eu acum. Deci Marcel Ciolacu, 26 iulie 2020. Așa zisa alianța anunțată de Victor Ponta reprezintă un ajutor direct pentru Nicușor Dan la primăria capitale, zicea domnul Ciolacu în 26 iulie 2020. Un om de stânga a ales să trădeze din nou valorile social-democrate și să facă jocurile PNL și ale președintelui Iohannis. Păcat! Te certa Ciolacu la acel moment. Avea dreptate. Fiate. Un social-democrat nu se aliază cu PNL-ul și cu Iohannis. Bineînțeles. Cuo? Da, ca să spunem așa. Da, dar ce puțin. Zice? Eu chiar nu m-am aliat cu PNL-ul și cu asta Iohannis. Că e următoarea bucată din postare. Frumoasă. Foarte frumoasă. Zice. Deci am găsit întâmplător. Cine scria postările? Le dau însă o veste proastă, zicea Marcel Ciolacu în iulie 2020. Gabriela Firea îi va spulbera. Pentru că, spre deosebire de cei care fac și desfac alianțe politice pe sub masă, Gabriela Firea a demonstrat că este interesată doar de oameni și de viața lor. Iar PSD o va sprijini în continuare. Repet, măi, oameni, de ce în postarea asta e tot? Postarea asta este Dumnezeul postărilor de pe Facebook făcute de Marcel Ciolacu în ultimii 4 ani de zile. Că ai consilieri deci, care scriu. Pe colegii din regie, dacă găsiți să puneți pe ecran această postare, ești răutăcios acum. Ei, sunt ești răutăcios. Mă, cum de s-au schimbat lucrurile în politică? Mă? Astăzi, Firea nu mai e bună să fie candidată la primăria capitalei din partea PSD. Da? Așa zice sondajele. Ciolacu, așa zice sondajele. Așa zice sondajele ele. Dar Ciolacu, care te certa că un om de stânga a ales să trădeze din nou valorile social-democrate, să facă jocurile PNL și ale președintelui Iohannis, face niște jocuri cu PNL și cu Iohannis. Știi, de să sparie gândul. Am învățat așa de la un bătrân PSD-ist care mi-a zis așa, că eu tot timpul o să fiu un deviaționist, că eu rămân la linia partidului când partidul și-a schimbat linia. Bună, adică s-a schimbat linia. Nu, da. Asta e problema, Robert. Dacă ai început cu Bucureștiul. Așa. Sunt și eu bucureștean de 51 de ani. Stau aici, nu stau zi de zi, din fericire, mai plec din București destul de des. Dar orașul are bani. Fii atent, că povestea asta, domnule, la noi e sărăcie, nu e adevărat. Bucureștiul și sectoarele, nu mai vorbesc de sectorul 1, dar Bucureștiul e un oraș cu un buget mare, vreo 3 miliarde de euro. E oarecum nedrept față de restul țării, pentru că toate instituțiile publice, toate firmele mari, toate au sediu în București, uh-huh, și taxele locale le plătesc aici, chiar dacă desfășoară activități la Cluj, Iași și Craiova. Corect.
Da. Bun, deci nu e o problemă că nu ai bani. Deci bani sunt. Nu deși eu... a zis Nicușor că era Bucureștiul faliment și el l-a scos de faliment. Bun, asta e, trecem da. De asta. Dacă vrei rămâne și la asta, trecem de asta. E un oraș bogat. Da. Sunt multe, din 3200 de localități din țara asta, vreo 2000 nu se pot întreține, nu-și pot plăti salariile. Asta e o altă aberație și așa poate... Așa multe? Da. Poate la anul ori desfința din ele, că nu se poate. Nu se poate să ai o localitate care nu se poate în niciun fel întreține din propriile venituri. Bucureștiul nu încape aici. Bucureștiul este un oraș cu un buget foarte mare. Au trecut niște ani în care am văzut și Băsescu și Oprescu și cine a mai fost, Firea și așa mai departe, Nicușor. Adică nu e că nu poți să iei niște modele de orașe este europene, nu ne batem noi cu Parisul sau cu Londra, dar de orașe care s-au digitalizat, și-au modernizat traficul, au preparat infrastructura, că ai bani. Da. Bani ai. În condițiile astea, nu noi, nu tu, Turcescu sau eu, Victor Ponta, s-a stabilit coaliția, bă, pe 9 iunie votăm, trebuie să votăm în septembrie, nu? Pe 9 iunie votăm. Bine, domne, votăm. Cu cine votăm? Ah, stați puțin. Stați să facem o ședință la coaliție. Bine, domne, face ședința, dar sincer să fiu, așa cum făceai tu politică pe vremurile alea și eu, când înainte stabilesc data, eu aveam candidatul. Fii atent, l-am crescut pe Turcescu, l-am băgat în presă, l-am e pregătit, anunț data alegerilor și câștigă. Nu anunț data alegerilor și după aia eu stabilez meciul, dar eu n-am echipa. Bine, mă, ați făcut o coaliție. A doua, a treia, a cincea, a șaptea, a noua. Nici azi, de fapt, nu s-a stabilit, nu? E pe surse tot. E pe surse că ar fi medicul Cristoiu. A ieșit cineva să spună... Nu, că au zis că mâine Ciolacu trebuie să-și anunțe activul de partid ședință cu PSD-ul București, să-i anunțe că bun. E Cristoiu. Și atunci, și eu bucureștean, nemulțumit de cum arată Bucureștiul. Da. Zic așa, e Nicușor Dan, are fanii lui, treaba lui, nu l-am votat, a cântat de mai multe ori, cred, nu? Da. Nu l-am votat niciodată, nu vreau să-l votez nici acum. Dintr-un simplu motiv. Eu nu cred că Nicușor Dan e vreun corupt sau vreun bandit. Sau... Pur și simplu cred că e un om foarte limitat și că o capitală europeană trebuie să fie condusă, cum spun, de oameni mai deschiși la minte, mai cu viziune, cu Piedone, care are, zice, domnule, am fost primar de la sectorul 4, nu? Întâi, da, la 5. M-au băgat în pușcărie pe degeaba, pentru că în continuare eu susțin că l-au băgat pe degeaba. N-are treabă primarul, dacă era la Sibiu colectivul, nu-l băgau pe Iocanis în pușcărie. L-au băgat că așa a trebuit. L-a scos tot justiția. Vine și zice, până aveți candidat, mă bag eu. Auzeam astăzi textul dat celor de la PSD-PNL care n-au candidat și la alte televiziuni primesc textul ăla. Dom'le, zi de rău de Piedone. Și textul era următorul. București este un oraș de oameni educați, civilizați, care nu or să voteze unul ca Piedone. Și îmi venea să intru în direct să zic să mor tu. Pe bune? Da, da, da. Bucureștiul ăsta în care tu te-ai mutat, eu mai și m-am născut, a avut doi politicieni pe care i-a iubit București, atât. Băsescu și Oprescu. Nu cred că i-a iubit pentru școlile înalte și pentru studiile de doctorat și faptul că mergeau la operă sau la... Și Băsescu și Oprescu în felul lor, oameni deștepți, bă, șmecher de București, da? Șmecher de București. Știau să dea și un cap în gură Băsescu, să zică și o înjurătură și să... Da, ei s-au îndrăgostit bucureștenii de ei. Bucureștiul nu este cum e în restul țării unde vine, se zice. S-a stabilit la PSD că o să fie Gigel, ați înțeles? Da. Militanții PSD, dați-i drumul din sat în sat, din poartă în poartă, dați-i numele. Gigel, Gigel, da, Gigel. Bucureștiul e invers. Ce au zis, mă, la partid, să-l votăm pe Oprescu? Nu l-au votat când era la PSD. Exact, da. Când a ieșit Oprescu și a zis, nu PSD, l-au votat. Exact, așa sunt independent, că a jucat cartea independentă. Băsescu era la un partid micuț, PD-ul nici nu exista atunci. Nicușor a zis, domnule, nu sunt la partide, domnule, n-am de-a face cu ăștia, cu partidele. Deci bucureștenii votează exact invers. Și atunci vine Nicușor, care zice, eu sunt primarul în funcție, dar atenție, nu sunt la partide, eu sunt cu spațiile verzi, cu astea. Vine Piedone, zice, eu sunt la un partid mic al lui Voiculescu, nu există ce, și dacă mă dă Voiculescu afară, și cele două mari partide nu reușesc să găsească un candidat. Până la final, dacă e adevărat ce a apărut pe surse, vin și spun, dom'le, din PSD și din PNL nu-i nimeni în stare să candideze. Da, păi nu e. Și atunci... Bine, calculul lor a fost așa, hai să încercăm să fim... Să nu vrei să vorbim așa să... Da. Și dom'le, hai să găsim
pe unul. Sau... Domnul doctor Cârstoiu, Mata vrei să candidezi? Vreau, domnule, dacă ziceți. Deci, l-am găsit pe doctorul Cârstoiu. Chiar, eu îl cunosc pe Cârstoiu. Și eu, da. Chiar un tip foarte deștept. Foarte ok. Foarte ok, foarte, foarte bun okay. Manager. Manager, foarte bun, da. Dar eu, da, pe Cârstoiu trebuie să aibă părerea asta și ăla din Berceni, și ăla din drumul Sării, care știe de piedone, ca da, cu bâta în tarabe, nu? Și ăla din Bucureștii Noi. Tu zici că lipsa de notorietate o să fie un handicap grav în această poveste? Uriaș! Da. Și mai e ceva. Noi doi suntem aia de care vorbesc de punctajul de la partid, da. Aia educații. Păi sigur că pot să-l întreb pe Cătălin Cârstoiu, repet, despre care mă pare foarte bună. Să zic, Cătălin, eu știu ce faci tu la universitar și faci extraordinar ce faci la universitar. Zici și mie la primărie când te pregătești, ca să zic așa... Ce vrei să faci la primărie? Mm-hmm. Și el o să zică, băi, oameni buni, nu știu, lăsați-mă un pic, o săptămână, două, trei, să strâng o echipă. Cine e echipa? Păi n-am, eu dau partidele. Păi partidele au zis că ea n-au oameni. Cum vrei să faci? Cu străzile, cu traficul? El fiind un om totuși manager, o să zic, stai, dom'le, un pic, lăsați-mă un pic, să mă gândesc, să mă pregătesc. Păi stai că trece campania. Dar cum îți explici tu totuși povestea asta? Adică aveai în curtea partidului la PSD, o aveai pe Gabriela Firea, asta este, îi place, nu-i place lui Ciolacu? La PNL da. Se pregătise Burduja, nu anunța. Să... Cum să e posibil? S-a mai întâlnit chestia asta vreodată? Nu, așa în, categoric da? Nu. Adică totuși chestia cu candidatul la București. Eu spun cum am trăit eu momentul 2008 da. Și momentul 2012. În 16 am fost mai puțin implicat, în 20 la fel, nu m-am băgat. Gabriela Firea a zis că nu are nevoie să o susțin eu. A zis bine, nici n-am zis de rău, nici de bine. Dar în 8 și în 12 am fost foarte implicat. Da. În 8 a fost așa. Ăștia din jurul lui Joan, în special Vanghele, era cel mai vehement. Bă, să nu-l punem pe Oprescu, să nu-l punem pe Oprescu. Oprescu a avut suficient de flair, da? Și a zis, nu mă puneți, plec din PSD și candidez. Și atunci PSD-ul, dacă nu mă înșel, l-a pus pe Cristi Diaconescu. Cristi Diaconescu, un tip extraordinar de politică externă, de justiție, dar nu avea nicio treabă cu primăria. Clar. Cum n-avea nici Joane nicio treabă cu primăria în 2004, când l-a spulberat Băsescu. Joane în cizme și cu o șapă, l-a spulberat Băsescu. În cap cu... Și ne întoarce și vreau să te întreb pe tine dacă Băsescu atunci, contra Joană, nu știa nimeni, Joană, bă, ministru de extern, extraordinar. Da. Și l-a spulberat. Acum pune-l pe Cârstoiu, toată lumea e de acord, un medic foarte bun, un manager, cu piedone. La poporul bucureștean. Vezi vreo diferență? Da, eu nu complicat. Văd. Bun, în 2008. Și a zis așa pe PSD-ul, îl susținem pe Cristi Diaconescu. Eu public, spre deosebire de alții care mai pe dedesubt. Ce Cristi Diaconescu? Cu Oprescu, domne. Noi, și ce dacă ai partidul? Că noi îl susținem pe Oprescu și aici te Oprescu. În 2012 eram cu Crin Antonescu, era USL-ul ăla mare și tare să... Și a zis, dar de ce să punem noi candidat, să ne batem cu Oprescu, să nu știu ce să... Oprescu, vrei să fii independent susținut de noi? Da, a luat 60-70%, da, nu da, mai știu. Da, da. Adică, sigur că ăsta era calculul normal. Dom'le, hai să avem unul foarte bun... Și nu ne încurcăm, ca să nu se certe PSD-ul cu PNL-ul, sau hai să mergem. Știi ce e rău de aici? Rămâne Nicu Șordan. Orașul e blocat, că am văzut nici bugetul nu și l-a trecut. Cu primarii de... Stai puțin, când spui rămâne Nicu Șordan, ești convins că dacă se întâmplă să avem candidații ăștia, Nicu Șordan, Piedone, Cârstoiu... Nu știu care iese, fac o analiză. Da. Fac o analiză. Iese, rămâne, iese Nicu Șordan primar. Da. Va fi tot blocat, că blocat. E blocat că și până. Da. Da. Iese Piedone primar. Uh-huh. Mă rog, e mai șmecher, e mai negociază altfel decât Nicu Șordan, dar până la urmă tot acolo iată, va fi. Iată, dau o știre în direct în momentul deci de față. Cine? Deci eu am confirmarea în acest că moment Cătălin. Că este Cătălin Cârstoiu, va fi candidatul bine. Alianței PNL-PSD la primăria Capitalei. Mâine va fi făcut anunțul oficial. Spun că am informația de la... cea mai importantă... Nu, sursă. Te cred, este absolut... Deci, până acum erau surse, acum vin cu... Ce faci? Fiecare sector cu al lui... De fapt, Bucureștiul e nefuncțional ca sistem. Uh-huh. Bucureștiul cu Ilfovul e nefuncțional pentru că trebuie să stabilești un anumit tip de colaborare. Nu mai există mai... Unde e granița între București și Ilfov?
Unde? Da, la corect. McDonald's? La unde? Da, deci unde? Sunt unite toate. Sunt, adică să faci o gândire. Să nu o pregătești chestia asta, nu știi că ai alegeri. Ești cea mai mare putere care a existat în România după 89. După 89, aceasta nu e USL-ul. USL-ul avea pe Băsescu, avea PD-ul, care a partid puternic, s-a făcut PMP-ul. Deci, din punctul tău de vedere, o participare la alegeri cu un candidat propriu din partea PSD, să zicem, da, era necesară la acest scrutin. Nu neapărat, ci candidatul comun, dar pe mine m-a uimit că nu s-a pregătit chestia asta. Adică, repet, să ai atât de multă putere. Constituția n-ai schimbat-o și e păcat că ne-am împiedicat în ea de Constituție, toată ziua suntem la Curtea Constituțională. Reorganizarea administrativ-teritorială n-ai făcut-o. E păcat că nu mai putem să funcționăm cu comune, orașe, județe făcute de Ceaușescu în 68. Reorganizarea Bucureștiului. Să zici, băi, acum avem toată forța, nu ne împiedică nimeni, președinte, parlament, guvern, tot ce vrem, tot. Sunt niște ocazii ratate, după care spui, dom'le, scopul nostru este stabilitatea. Păi stabilitatea nu e stabilitatea, scopul vostru ar trebui să fie, bă, suntem puternici și schimbăm. Corect. Nu că suntem puternici și rămânem ca până acum, că nu-i bine. Nu mai vorbesc de chestii complicate la zona de deficit bugetar, la investiții străine, aia altceva. Deci pe mine cu Bucureștiul asta mă uimește, că e încă o ocazie ratată pentru București. Eu nu cred că va fi bine. Pot să votez pe simpatie. Mă, îmi place mie, am eu o chestie personală cu Piedone, că de fapt am fost amândoi omorâți atunci cu colectivul, când putea să mă cheme Iohannis să zică, băi, pleacă-mă, nu mai luăm pe asta, cu morți, cu... Pe Piedone la fel, puteau să-i zică, păi, ia pleacă-mă din funcție, că de ce trebuiau să-l târască prin tribunale, că nu era cazul. Dar, mă rog, așa s-a lucrat atunci. Dar eu nu văd o chestie în care, bă, cineva a gândit o strategie și... Clar că o să ne fie mai bine în București. Nu o să ne fie mai bine, o să avem același blocaj și o să cheltuim bani mulți. 3 miliarde de euro pe an, foarte mulți bani. Și o să ne jeluim că stăm în trafic cum se stă în Jakarta și în Lima, nu? Cam așa e. Da, intrarea aceasta a lui Piedone în competiția pentru primăria capitalei, crezi că e o chestiune care ține de... un proiect mai amplu, e pur și simplu o ambiție lui Piedone, pur nu și simplu? Nu doar ambiția, e și ambiția. Acum, sincer, nu pot să mă pun în pielea lui. Eu am stat vreo 8 ani, 9 ani prin tribunal, prin alta curte. Da, el a stat ceva perioadă în arest. Dar n-am stat în arest. E totuși o diferență. Nu doresc nimănui să fie în locul meu, dar nici mie nu-mi doresc să fi fost în locul lui. Deci nu știu... ce se schimbă în mintea unui om, care după aceea judecătorii spun, dom'le, ești nevinovat, ceea ce, știi, și aici iarăși stilul Băsescu și Oprescu, cum a zis Piedone, am făcut multe rele, mă, și n-am pățit nimica și m-ați băgat pentru ceva ce n-am făcut. Da, da, îl recunoști aici pe Băsescu sau pe Oprescu, stilul. Clasică poveste, da. Da, da, ține. Bă, uite-l, băi, sincer, n-a zis că e sfânt. Dar a zis de ce l-ați băgat pentru asta, că nu i-a omorât el pe aia, săracul. Dar eu cred că a fost ambiția lui personală. Eu nu cred nici în povestea. Mamă, l-a pus Voiculescu, face Voiculescu. Nu, eu cred că e... Trebuie să admiți că atâta vreme cât, fii atent, se întâmplă o mișcare foarte interesantă cu partidul lui Dan Voiculescu. Piedone candidat la primăria capitalei, dar și cap de listă la europarlamentare. Păi am văzut astăzi lista și atenție, aproape finală și e fără cei de la PPUSL. Da, și... Pe, da, și păi fără cei de la Pro-România știam asta. Așa. Sigur, cine are nevoie de un comisar european? La primăria sectorului 1, Liviu Negoiță, fostul primar de la sectorul 3. La 3 nu-l bătea pe Robert Negoiță. Asta spun. Liviu Negoiță, fostul primar de la 3, care avea o imagine excelentă în perioada în care era primar. Sigur. Am zis că nu-l batem niciodată. Păi bă, Victor, iartă-mă, între Clotilde Arman și Liviu Negoiță. Pă, Liviu, cum? Mă duc direct pe Liviu Negoiță. Să vedem fără pe cine pune înțeleg. Coaliția. Păi da, dar coaliția vine și spune că dacă nu se mai alege, n-am mai prins colegi, ca să zicem așa, domnul Burduja, de candidat la primăria capitalei, or să-l pună măcar la sectorul 1, bănuiesc. Nu știu. Deși am înțeles că se va face tot cu liste comune, deci da, și da, la asta și la, că e cu și liste la sector, comune. Da? Dar dar e un culoar extraordinar, dar asta spun aici. În momentul ăsta. Cred că până la urmă Piedone stilul Oprescu sau stilul Băsescu, ții minte că și Băsescu a intrat la primărie
era PSD-ul cu Oprescu și nu mai știu, era PNCCD-ul, nu mai știu pe cine. Da, da. Și a intrat pe Piu, i-a prins cu garda jos și a intrat și i-a bătut pe toți. Probabil că merge pacea. Ne întoarcem imediat după publicitate, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, informația serii este următoarea. Mâine va avea loc anunțul oficial prin care Marcel Ciolacu și domnul Nicolae Ciucă ne vor anunța numele candidatului comun la primăria capitalei. El este managerul Spitalului Universitar, doctorul Cârstoiu, Cătălin Cârstoiu. Ne întoarcem imediat după publicitate. Suntem în direct împreună am rezolvat cu primăria, cu premierul Victor Ponta. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, candidatul alianței PNL-PSD sau PSD-PNL la primăria capitalei este managerul Spitalului Universitar, doctorul Cătălin. O întrebare de analist pentru jurnalistul Robert Turcescu. Dacă îl pregăteau și l-anunțau pe Cătălin Cârstoiu acum 2 luni sau 3 luni, câștiga fluierând, nu? Câștiga fluierând. Nici nu mai intra Piedone în bătălie, îl spulbera pe Nicușor. Da. De ce au tras atât de timp? Dar ai deschis un subiect foarte interesant la început și vreau să-l dezvoltăm puțin. Te rog. Ai remarcat un fenomen care e în creștere în piața politică din România, și nu știu dacă numai în România, dar să ne uităm la România, politicienii de profesie, ca să zicem așa, se pitesc în anumite momente, cum e ăsta, unui an electoral foarte important, în spatele unor candidați veniți din, nu știu, zona tehnocrată, zona de management, oameni care n-au mai făcut politică, adică am avut și povestea asta cu, l-au testat la, pentru candidatura la primărie până și pe Ionuț Lupescu, fotbalist. Oh, de s-a ajuns... Foarte ok, Ionuț, dar n-avea treabă cu primăria. Nici nu cred că își dorea să fie primar. Puteai să-l pui la clubul sportiv municipal. Chiar mai mult, da. Da. Bun. Ce se întâmplă până la urmă? A devenit imaginea omului politic în momentul de față este una cangrenată? E una... Da, pentru că omul politic actual nu mai este omul politic nici măcar de pe vremea noastră, nu mai vorbesc de pe vremea. În sensul că era așa, stânga, dreapta, ce înseamnă stânga, dreapta acum? Nimic. Nimic. Domne, da. PSD, PNL, PDL, ce înseamnă? Că sunt toți în același loc, nu? Rivalități. Bă, Ponta cu Băsescu, dacă îi chemai la emisiune, știai că se... Acum, nu știu, cheamă-l pe Rareș Bogdan cu ce PSD-ist vrei tu, cu Tudose, sau... O se pupe, nu? S-au scuipat acum o lună, dar acum se pupă. Și atunci, și nu-i valabil doar în România, ai zis foarte bine, și în Parlamentul European. PPL a propus-o pe Ursula von der Leyen și socialiștii care înainte puneau un candidat, care se lupta cu candidatul, acum n-au pus pe nimeni, l-au pus așa la mișto, pe unul care e în subordinea lui Ursula și care zice că Ursula e foarte bună. Genul ăsta de blat, în care zici, dom'le, noi suntem partidele sistem. Noi suntem cu sistemul, noi e politically corect. Ele sunt sub asalt și în România, și mai mult chiar în afara României, al partidelor antisistem. Și atunci, ce poate să spună orice partid antisistem? Uite acolo pe toți cei care în ultimii 30 de ani, că așa e, PSD, PNL, PDL, au condus România în ultimii 33 corect, de ani, da? Uite acolo pe toți care au condus România, care au condus Europa, care ăștia sunt împreună. Îi vedeți cum se țin unii pe alții. Venim noi să vă scăpăm de ei, ceva de genul ăsta. Mie mi se pare că din punctul ăsta de vedere și România are de pierdut și Europa are de pierdut. Dacă te uiți totuși, că noi ne mai uităm. Păi nouă ni se flutură chestiunea aceasta legată de stabilitate. De stabilitate înseamnă sistemul să rămână. Amenințarea că vine Putin peste noi și trebuie să avem... Să nu te super pe mine, da. Eu nu mă super pe tine. Ai aceeași părere ca și mine. Suntem nebuni. Nu ne atacă niciun Putin. Ce vorbim? Cum ne atace Putin? Dar suntem sub presiunea extremismului. Deci extremismul a devenit extraordinar de... Știi, dar apare ciudat când PSD și PNL, și cu PDL-ul înăuntru în PNL. Bă, cele mai mari partide ale țării zic... Dom'le, trebuie să stăm. Dar cine vine, mă? Vine Șoșoacă. Și Simion. Și Simion. Da. Murim de frica lui Șoșoacă, Simion. Eu zic, bă, dacă PSD și PNL se tem de Șoșoacă sau de Simion, să am că
stari ăștia, mă, îl cunoști pe Simeon și pe Jojo, n-am aș muri de frica lor, nu, cu tot respectul era să zic vorba, dar n-aș muri de frica lor, hai mă, bine, lasă, dăștea că Vadim lua 5, 7, 10, Dan Diaconescu 12, Gigi a luat 5 sau cât a luat, 6. Sunt valuri, da, sunt valuri. Nu, dar să moară de frică PSD-ul cu PNL-ul, cu președintele Iohannis, cu armata, cu poliția, cu toți, vine și o șoacă. Nu mai spune decât atât, extremism și Ucraina. Înțelegi? Asta este, pentru că asta e pentru jobul lui noi. Trebuie să vorbești pentru jobul lui. Nu știu, bănuiesc că va fi de comisar european pentru Ucraina, pentru apărare, ceva de genul ăsta. Păi și atunci chestiunea asta cu candidatura la NATO, despre ce e vorba? Ia să încurce ca să o chestie destul la de... La nivelul ăsta? Să joacă așa? Nu, nu s-a jucat până acum niciodată. N-a existat în istoria NATO, care împlinește 75 de ani, dacă nu mă înșel, că asta sărbătoresc la Washington. N-a existat niciodată să zică cineva vreau să candidez la funcția de secretar general pentru simplu motiv că nu se candidează la funcția aia. Nu e scoasă. E ca, și când, CV-ul e ca și când ai zice tu acum, eu, Robert Turcescu, de la Metropola TV, vezi că el e în funcție, da? Da. Aș vrea să candidez pentru funcția de prezentator de știri la ProTV. Și aia zic, dom'le, ne pare rău, dar unul, că vezi că ești la Metropola, doi, că n-am scos la concurs funcția. E Anesca sau nu știu cine e. Și ce l-a apucat? Dacă spui că e un șantaj... E o părere foarte bună despre domnia sa, întemeiată pe faptul că totuși în România i-a ieșit mai tot. Grave. Citesc din memorie. Mi-am depus candidatura în numele României. Deci domnul Claus Iohannis... Nu te-a consultat, domnul Iohannis? Pe mine sigur m-a consultat. M-a sunat și dimineața sigur, și seara. Sigur, aia e cel mai enervant. Când încerc, băi, deci ți-ai vrei un job pentru tine. Spate. El a luat țara în spate și a zis, cu țara în spate, eu merg și îmi depun candidatura pentru tine. Joana n-a zis niciodată chestia asta. El e secretar general adjunct și n-a zis niciodată. Băi, m-am sacrificat pentru români să mă duc acolo. Bine, nici nu știm cum a ajuns acolo. Păi nu, dar n-a zis niciodată. A zis, domne, mi-am aranjat, eu am vorbit, am fost susținut, foarte bine. Deci, exemplul lui Joana nu ne arată, s-a sacrificat pentru arată noi. Că ajungerea într-o astfel de poziție e o chestiune de jocuri subterane, de înțelegeri. Bineînțeles, și e normal. Normal, păi da. Cum pui 30 ceva de țări să-l aleagă pe unul singur? Plus că aici mai e ceva. Dintotdeauna au fost tot felul de doritori. Niciunul n-a ieșit să zică, domne, eu. Dar au transmis, știți, poate vă gândiți, o femeie, un om din Est, n-a fost niciunul în funcție, adică care să zică, eu îmi dau demisia de la fraiere ăștia din România, eu vin la Bruxelles. Dar când s-a luat o decizie, a ieșit un reprezentant oficial, ambasadorul Statelor Unite la NATO, a zis, administrația americană îl susține pe domnul Mark Rutte. Aia se prezintă. Ambasadorul Marii Britanii la București a zis azi, îl respectăm pe domnul Iohannis, un om extraordinar, dar noi îl susținem pe domnul Rutte. Ambasadorii nu vorbesc, nu ca Ponta, să chei vină la emisiune, zic că, bă, după părerea mea, e bună la... Ambasadorul, când vorbește, a primit o dispoziție, o telegramă, punctul de vedere al țării și e punctul de vedere care nu se schimbă. Cum ar suna acum să zică administrația americană, domnule, ne-a răzgândit, nu mai susținem pe Rutte. Mă, alo, sunteți administrația statului, cea mai mare țară din NATO și din lume și cea mai puternică. Dacă ați apucat să ziceți oficial ceva, nu puteți să o ziceți invers. Cred că domnul Iohannis, nu știu cu cine s-a sfătuit, s-a gândit așa, băi, încurc ăștia cu NATO, că e încurcătură. Uh-huh. O încurcătură ciudată, că dacă vezi singura țară care a zis că nu-l vrea pe Rutte și îi place de Iohannis, e Ungaria. Păi Ungaria nu era pionul otrăvit al Rusiei, dracu. Iliberalismul maghiar. Acum eu cum îl cunosc pe Victor Orban, nu, nu moare de dragul lui Iohannis. O să o joace. Bineînțeles, o joacă, o negociază. La fileu, bineînțeles. Exact. Cum? Erdogan la fel. Vezi că Erdogan, despre care, să zic, am cunoștințe. Așa. N-a mai fost în România din 2015. Nici nu s-a văzut cu Iohannis să zici că-s prieteni, mă, și Erdogan se luptă pentru... Nu, dar dacă poate și el să joace, zice, nici eu nu-s de acord cu Rutte. Păi și ce-mi dați? Nu știu, F-35, cine? Cum a fost cu Suedia? Nu intră în NATO. A intrat în NATO, da. A negociat omul ceva. A existat un cost. Deci cred că pe spinarea domnului Iohannis, care zice și el, vreau la NATO, dar nu știu că n-ajung la NATO, dar nu e așa că îmi dați comisar european pe vicepreședinte al comisiei, ce-o fi, ce și-o dori domnia sa. Acolo însă să știi, acolo e o diferență. La NATO ești pe persoană fizică. Ajunge Stoltenberg, ajunge Joan, ajunge Iohannis, cine ajunge, ajunge până la urmă pentru calitățile lui și pentru o chestie. Lobby-ul pe care știe să-l facă, bineînțeles. În schimb, comisarul european, aia chiar e funcția României. Uh-huh. Că ajungi tu după aceea... Dar iartă-mă, ți se pare corect până și chestiunea asta ca domnul Claus Iohannis să ajungă comisar european?
Adică, dincolo de a avea sau a nu avea abilități pentru astfel de poziție, bă, dar ai fost două mandate președinte al României, da? A cu ce? Pe mine mă întreb chestia asta. Pe tine te întreb, că vreau să-mi dau seama pe ce lume trăim. Pentru că am văzut foarte mulți înși, nu cred că îi dădea neapărat entuziasm pe afară, dar în ipocrizia lor... Mamă, spunând, ce-l laudau și ce-l popau în fund. Deci domnul Iohannis, dacă ajunge el acolo, e un câștig pentru România, nu e vreo... Dar de ce să nu-l punem pe unul care, nu știu, chiar a făcut ceva pentru țara asta la un moment dat? Da? Da, poate e întreținerea scumpă la casa asta de aviatorilor și are nevoie de salariu de comisar aici european. Aici e o chestiune totuși de discutat până la urmă, da. Că noi suntem într-o astfel de situație. De fiecare dată când o să iasă un președinte de ăsta la pensie după două mandate, el ce o să facă? Adică, ce fac toți președinții? Vreau să te anunț că Barack Obama a ieșit la pensie, mult mai tânăr decât Klaus Iohannis. Da. Și, bun, i-a dat, îi dă statul american, îi dă pază. Da, a făcut o fundație. Nu cred că e de casă în America, cred că are o indemnizație și pază. Tocmai a ținut discursuri, a făcut o fundație să ajute copiii amărâți. Scrie cărți, da. Scrie cărți, ia-ți banii pe cărți, participă la emisiuni, plimbă-te. Al nostru a scris cărțile înainte. A luat banii înainte, cum se zice? Înainte, că dacă scria o carte după ce aș venit, bun, an jumate, ce ați făcut? Stai să ne înțelegem, tu cunoști cum e în America. Da. Deci nu-i dă nimeni la Obama 1,5 milioane dacă nu vinde cărți de 1,5 milioane. Nu-i dă o șpagă, ia mă... Ăla chiar vinde cărți de 3 milioane și 1,5 milioane îi dă la Obama. Nu știu ce vrei să insinuiezi, dar mă rog. Nu, nu, vreau să spun... Nu, vreau să spun că în America... Chiar fac un calcul foarte pragmatic. Nu știu, când vându multe cărți ale domnului Am văzut că se bătea lumea pe ele, ceva, pe cărțile domnului Iohannis. Deci, mie nu se pare că România pică bine din afacerea asta. Și mai cred ceva, că noi, într-adevăr, deși nu ne-a consultat, știu că ne reprezintă domnul Iohannis, ne costă. Adică toți banii pe care noi îi dăm pentru bugetul NATO și normal să dăm până la un punct, îi folosește domnul Iohannis, că ai văzut că a zis, pe ce se bazează candidatura? Pe banii pe care i-a dat România la apărare. Stai mă, și i-a dat de la domnul Iohannis din buzunar sau că tu ții funcția pe tine? Nu, salariul nu cred că îl împarți cu poporul român. E ciudat. E neobișnuit, nu mai e ciudat. Tu ai avut... Interesul personal al domnului Iohannis a fost mai important decât orice. Tu ai avut o istorie complicată cu Traian Băsescu, care era... un om puternic în fruntea statului român absolut, la momentul respectiv, absolut. Da, bătăliile le știm cu toții. Da. Cum îți explici faptul că Iohannis reușește să țină în momentul de față într-un soi de teroare, aș zice chiar, să-i țină pe ăștia de la liberali? Eu n-am văzut în viața mea niște liberali atât de speriați de Iohannis, sigur că unii mârie pe la colțuri, dacă stai cu ei de vorbă da, și își aruncă telefoanele, zic ceva despre Iohannis, dar în rest, dacă te uiți, eu n-am văzut până acum unul să iasă de la liberali, un liberal nici de frunte, n-o să iasă vreunul, și să zică, bă băieți, ăsta ne-a îngropat partidul. Pe de altă parte, este sigur surprinzătoare și această relație de prietenie extraordinară, sau nu știu cum să o numesc, dintre domnul Ciolacu și domnul Iohannis. Domnul Ciolacu e mai deștept decât mine, decât să lupte cu președintele. Uite, are o relație foarte bună, merge omul cu avioane private, nu mi-a cerut Băsescu niciodată să-i dau bani de avioane private. Casa, casă, eu am fost răutăcios și am luat casa lui Băsescu pe care și-o dorea. Deci e mai deștept, e mai, mai experimentat decât mine. Adaptat. Da, a ajuns la altă vârstă prim-ministru, i-am ajuns prea repede. Da, poți să-mi explici că asta da, uite, ca să spun. În ce stă puterea în momentul de față a domnului Iohannis? Cu ce? În sistem. În sistem ce? Sistemul pe adică care dacă conduce. Unul are și acum un liberal de frunte și ar îndrăzi să spună ceva, în legătură nu, nu cred că nici nu-l calcă mașina, nici nu-l arestează. Dar ce îi se poate întâmpla? Pierde ce? Nu mai vine pe nicio listă. Și totuși, toți liberalii deci, Klaus de care Iohannis zici tu... Deci Klaus Iohannis atâta putere încât să decide să la un moment pe oricine. Dat, să scoată sunt pe oricine, să... Dar mai e ceva. Vezi, oamenii care sunt acum în conducerea PNL, că așa e viața. Eu de 4 ani sunt privat și plătesc taxe și impozite și... Absolut toți sunt numai bugetari, ca și domnul Iohannis. Pentru ei, ideea, domnule, nu mai sunt un bugetar, deputat, senator, europarlamentar, aoleu, ce sunt. Eu nu cred că pot să facă șofer de Uber, cred că mor de foame, la propriu. Adică această selecție a leadership-ului de la PNL, făcută din oameni care toată viața lor, știi că spuneam, nu doar liderul lor,
Nu doar că n-a avut salariu, a avut, soldă. Soldă, da. Da, și n-a mâncat la restaurant. La popotă. A mâncat la popotă. Adică e disciplinat, e un om foarte disciplinat. Domnul Ciucă trăiește, a crescut într-o lume în care există ierarhie și ordine și disciplină. Da, bună observație, da. Cum să iasă din front? Cum să iasă? Da, dar nu e de împotriva mentalității domniei sale de mic copil. Dom'le, aici e o ordine, e o ierarhie, ăla mai mare în grad, dă, noi dispunem și eu spun ălora mai mici. Ceilalți sunt oportuniști. O duc bine. Ar fi fost valabilă chestiunea asta, să-și pământă lumea, ar fi aplaudat dacă am fi văzut un PNL crescând în sondaje datorită acestui tip de disciplină internă, să spunem. Din păcate... No, să... Robert, eu sunt convins acum, după tot ce văd, da, că PNL, dacă candidat singur la europarlamentare, ieșea pe 4. Așa după puțin, PSD, da, după AUR și după alianța, cum s-o numi, o să vedem în seara asta cum se numește. USR cu Forța Dreptă și cu PMP. Ieșea pe 4, categoric. Și, păi stai puțin, uită-te un pic, te rog frumos, că asta iarăși e o chestie, apropo de alianță și de liste comune. Uită-te că în fiecare săptămână mai trec jumate din primarii PNL, trec la PSD. Dacă mai ține o lună chestia asta, PNL nu mai rămâne doar cu Boc, nu? Care e PDL, nu-i PNL. Și cu Bolojan. Restul nu mai rămâne nimeni, trec toți la PSD. Tu știi foarte bine că ai pățit-o ca și mine. Dom'le, primarul este indicatorul cel mai clar al puterii. Discuție, da. El trece la ăla de la putere, primarul de comună mică, zice, dom'le, am nevoie de bani să aici, că altfel dau faliment cu comuna dacă nu scola de la putere. Site-ul Euractiv publica astăzi un grafic care arăta că din graficul respectiv, spre surprinderea multora, arăta că AUR ar putea să câștige 12 mandate de europarlamentar, da, la aceste alegeri, chiar să fie pe primul loc, cu alte cuvinte. Nu, pe primul loc nu. Bine. Între grupurile politice. Între grupurile politice, vorbim de așa, da? Pentru că adică AUR să fie pe primul loc cu 12 mandate, PSD-ul să aibă 9 europarlamentari și PNL-ul 9 europarlamentari. Da. Sigur că împreună vor face 18, păi deci nu, mai mulți. Nu, dar se duc la grupuri diferite. Se duc la grupuri diferite. Și... deci. 9 și 9, 18, nu iau 9, nu iau 18 niciodată. Nu iau. Social-democrații, da, că aici mă pricep foarte bine. În 2014 am avut 16 în grupul social-democrat, aleși social-democrați, 16. După aia a venit 2019 cu Dragnea și am avut 12, adică 10 de la PSD și 2 de la Pro-România. 12, 16, 12. Acum, cu siguranță, n-au cum să fie 12 care însemna să ia 24 lista comună. Doamna locul 1, cum o cheamă, doamna Chiriac, va merge la PP, cu siguranță. Deci, sigur că va fi o scădere pe grupuri politice. În funcție de grupul politic, tu știi cum e la Parlamentul European. Primești funcții, primești rapoarte și așa mai departe. Bun. Sigur că lupta pentru stabilitate și împotriva extremismului merită sacrificii. Îți explici această ascensiune a celor de la AUR prin... votul antisistem. E doar votul antisistem? Vrei e un alt tip de chestie? Organizare? Nu, nu știu, mă gândesc și la asta. Nu. Da, da. Nu, dacă Simion, în afară de el și de goarnă și de filmat și certat pe acolo și nu știu ce, dacă venea în astea 6 luni cu 10 oameni, băi, Turcescu, uitați-l aici, este specialistul meu în materie de economie. Și noi trăgeam de tine, aflam. Ponta este specialistul meu de sănătate. Îi bătea. Îi bătea. Pentru că nemulțumirea e foarte mare. Da, sigur, orice om, ca și mine, zice, bă, nu-mi place ce fac ăștia. Da, ăia, Doamne ferește. Adică, altfel nu, îi bătea. Deci tu spui că au ratat șansa unei onorabilizări. Da, prin au ratat-o. Da, ca să arate la și sigur și chestia asta cu comasarea a fost o șmecherie foarte bună. Dar știi, la un dat eu l-am întrebat pe Simion într-o emisiune, acum niște ani de zile, și am pus această problemă. Am spus, domnule, zic, veniți cu un program, veniți cu o chestiune mai detaliată, și m-a spus, electoratul nostru nu asta vrea de la noi. Electoratul nostru de la vrea dacă... un cap în gură, citez, nu, bă, exact. Are dreptate dacă vorbești de 5 sau de 7 sau de 9%. Dacă vrei să iei 30%, nu mai e așa. Nu mai e așa. Nu. Vrea să dai și cu capul să arăți că ești puternic, dar vrea să spui, băi, uite, PSD-PNL fac rău asta. Chiar fac rău. Zi tu cum faci bine. Că se poate, că nu se poate, că vom vedea. Dar nu e adevărat. Nu. Aia, bă, sigur, 5-10% ori să vrea cu capul în gură. Dar nu mai vrei 10%, vrei mai mult.
Partea proastă, asta e și la nivel european. Eu nu cunosc un om în Europa și vorbesc cu mulți europeni care să zică, băi, ce-mi place de Ursula von der Leyen, e extraordinară femeia asta. E îngrozitor. Nu, nici vorbă. Ea nu vorbește decât de Ucraina, atâta. Pe de altă parte, sigur, în partea altă zici, băi, dar cine? Le Pen, Meloni, Orban, păia, Vox, AFD... lasă-mă să rămână Ursula, mă, decât să... Da, Victor, pentru că partidele n-au mai produs nimic, apropo, vorbeam, de, așa nu cum n-au produs, la noi, ca rezervă distrus, de cadre... A fost distrus, da? A fost distrus. Au rămas niște mediocri și lucrurile care vin din urmă sunt și mai grave de atât. Adică vom ajunge să fim... să ne uităm la niște miniștri, ceva despre... Ăsta de la agricultură, în 2 ani de zile, o să ni se pară o lumină. O să vină unul care o să vorbească despre Stalin sau despre Lenin, la un moment dat, să zic, da, vremea respectivă, adică așa se va. Domnul Stalin. Domnul Stalin, te rog, domnul dacă Stalin. Să fie așa. Da. Suntem în apropierea acestor alegeri europarlamentare combinate cu locale. Da. Apropo, asta e cam ciudată, nu? A fost o șmecherie foarte bine gândită, în sensul în care, domnule, îi punem pe primarii noștri să se ducă să spună, țața Floarea, da, Nea Vasile. Te duci, matale, votezi cu mine, cu primarul. Nu mai știe nici primarul dacă e la PSD sau la PNL. Ai citit povestea aia cu de veselu? Nu. Nu știi? Nu. Scuză-mă, nu vreau să trezim. Deci de veselu pentru mine reprezintă cei mai buni și cei mai rău în România. Cel mai bun, că avem scutul și nu ne atacă nimeni. De-aia povestea asta când atacă Putin nu e adevărat, domne. Avem scutul la de veselu, avem armament, nu ne atacă nimeni. La primărie așa. Acolo întâi l-au votat data trecută pe primarul mort. Da, așa. Așa. Primarul mort, care a fost ales, sau nu la normal alegerile, avea un fiu care s-a dus la PNL și PSD-ul l-a pus pe cumnatul, parcă, sau nepot, ceva de genul ăsta. A ieșit cel de la PSD, că na, suntem în Olt, l-a bătut pe fiul primarului. Acum fiul primarului a trecut la PSD și primarul PSD-ist a trecut la PNL. Ce băieți. Tu îți dai seama cum te duci la locuitorii din Deveselu să le zici băi, voi ăștia, de unde e scutul lui John și al lui Roger? Ochii la mine, că nu mai înțelegeți care e PSD, care e PNL. Nu contează. Nu contează. Ochii la mine, bă, vă spun eu unde pune ștampila. Merge. La Deveselu merge sau în altă parte. În București nu merge. În orașele mari nu merge. Eu cred că vom avea în câțiva ani de zile un singur partid. Vom avea un PNL-PSD, o combinație, un partid, nu unic, ci un partid mare, da, care... Vezi, mai e ceva. Că... Social-liberal, o să uite, se uită lumea, nu credem că se uită la... E, mai se uită lumea la mine și îmi spun, PSD-ști, îmi spun, domnule, nu pun ștampila pe Rareș Bogdanii să mă omori. Mai am cam de peneliști, da, care zic, dom'le, nu pun ștampila, nu știu, pe Tudose, pe nu știu cine, că eu sunt penelist, nu cum ăla m-a înjurat, m-a făcut în toate felurile atâta timp, de ce? Că mi-a zis partidul. Nu vreau să fac ce zice partidul. Sigur, angajații la stat, la primărie, la... e riscantă chestia asta, pentru că o să o aibă 3.000, din 3.200 de primari, o să aibă 3.199 de primari, alianța asta. Dar nu poți să spui că ai un mandat public să faci acele reforme despre care eu vorbesc. Nu vrea poporul. Adică nu e așa o majoritate care te duce în spate să faci chestiile. Crezi astea. Crezi că etapa asta cu candidat comun la primăria capitale este și un experiment pentru ceea ce ar putea să însemne un candidat comun la cu președinția siguranță. României? Cu siguranță. Adică dacă iese bine, păi ăla ca să zicem așa, aia e miza adevărată. Da? Până la urmă știi că da. Dă prost că o să pierzi la București. Dar nu-i sfârșitul lumii. Dar e un test. Ia să vedem, mă, funcționează? Da. Și dacă va câștiga, să zicem, Cârstoiu, da, câștigă primăria... A, sigur, bă, ați văzut? Și atunci că punem merge un independent, da, candidat PSD-PNL, pe Joana. Nu știu, un independent. Zice domnul Iohannis, domne, am eu la Sibiu un băiat bun, saz de-al meu, puneți-l. Îl punem. S-ar putea să iasă. Probabil că iese. Sigur că asta e ideea, că n-are sens atunci. Totuși, ai pierdut clar la europarlamentare. PSD separat de PNL luau mai mult, separat. Împreună iau mai puțin. Posibil să pierzi Bucureștiul. Deci e clar că e pregătirea pentru președinție. De altfel au și spus amândoi că pe 10 iunie o să anunțe că l-ai amintit de două ori pe domnul Joan și să nu sughite degeaba în chestia asta în emisiune. Tu care ai fost foarte implicat în momentul 2009, da? În acela. Eram purtător de cuvânt, da. Crezi că domnul Joană candidează acum pentru ca
rămas cu un gust amar de la acel moment și vrea să-și ia o revanșă? Nu, cred că simte că e oportunitate. Vede slăbiciunea. E prima dată are când... Are șanse? Normal, un candidat fără un partid mare nu are. Dar nu mai e nimic normal. E prima dată când cu 3 luni, septembrie, nu? Sunt prezidențiale. Mm-hmm. Noi nu știm cine candidează. Da. Nu știm. Așa e. Da, îi vedea un candidat comun, PNL-PSD, așa la ora. Eu așa cred că va fi. Doamne Dumnezeu, ce vremuri ne aștept. Exact. Mulțumesc, Victor Ponta. A fost o bucurie să dialogăm din nou în această seară. Doamnelor și domnilor, ne vedem mâine, aceleași ore, 20 trecute fix, într-o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării, aici pe Metropola TV. Acum rămâneți la dezbaterile Metropolei, emisiune realizată de colegul meu, Radu Preda. Vin aici Lucian Lungoci, Daniel Fenechiu și Radu Herjeu. Toate bune!